Și tu ai un calendar, tipă, ia că emisiunea asta, părul stă pe partea asta, pe urmă emisiunea și nu, așa. Nu, asta te se întâmplă pe moment. No, tipă, te pui în fața oglinzii și zici, zdelай-te хуже, как прошлый раз, да? Tipă așa. Так, eu în tot sezonul de emisiuni n-am aruncat cu nică în invitație, da, în două propoziții, fă un review la proiectul All-in. Luând în considerare că tu-l cunoști de ceva timp. Design atrăgător, așa, cu margini colțuroase, cu o paletă de culori fără gradienturi. Aha, da, despre prezentatoare. Fără ciolcă. Despre prezentatoare. Așa, curată cam joasă de refresh. În schimb, da. Autonomie mare. Înțelegi? Dar asta de obicei e ca telefoanele care n-au cu și să fie, oferi baterie mult, știi? Ah, adică specificații suca, mai slabe, dar în schimb ține mult. Crezi în karma și în chestii de astea? Da. Cred că da. Imediat cum ieși pe ușa acestui studio cu colțuros, cum ai spus tu, asta e cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Arată și telefonul ai în buzunarul tău acum. O, m-ai prins în cei mai de oaia zi. Le-am dat pe tăiet, ieri am dat pixelul. Ăsta e telefonul, știi cum zic taxiștii, o mine e business, dar ia taxuiu de la prost atac, știi? Eu am telefoane serioase, dar este așa, când îmi trebuie ca să postez ceva pentru Instagram. Întoarce să văd despre ce e vorbim. E un XS. Un XS. E telefonul tău personal sau nu e asta? Da, eu n-am telefon personal, adică nu știu dacă tu înțelegi și asta, nu e așa că eu sunt blod. Nu, de exemplu, unde îți ții dick pic-urile? Unde îți țin web banking-ul, hai așa, ceva mai important. Știi care și-l interesează, ok, spune, unde ți-l ții? Ce? Web banking-ul ăsta, unde ți-l ții? În iPhone. Ia cu o chestie care eu am observat-o și corectează-mă dacă n-am dreptate. De obicei, când se întâmplă chestii din nemulțumire și hate-uiesc, nu știu ce, mi se pare că toți Android users sunt mai mult vine atacă și cu mai mult exact decât iPhone. Ce eu stau cu iPhone-ul, nu mă leg tine, nu-ți spun că telefonul tău e hâinea, nu-ți spun nică. Așa care au luat iPhone, n-au bani de mâncare, ei au energie puțină. Eu spun, deci au luat un Android, un Xiaomi acolo 5.000 de lei și restul, bani o grămadă, înțelegi? Eu mă țin minte pe mine, primul smartphone, concret smartphone-ul meu, a fost iPhone 3GS, de exemplu. Ți-ai radist așa? Concret. Eu am lucrat o vară, să ne-am eu, da? În ce domeniu? Stai cu... În domeniul Horeca. Ok. Înțeles. Da. Ce ne-i parazitul? Asta e Vicu, nu el e invitatul. Tu poți urmașilor să transmiți... știi un fel de iacadiun? Tot tehnologia, tot asta... Nahren. Când ai privit? Acest interviu se termină aici. Nu, l-am, îi pus tot concret acolo, dar trebuie 2 ore jumate să mă așez și să mă uit. Trebuie. A apărut alte priorități în materie de seriale. Acest interviu, alte chestii. În materie de seriale. Dar ce, în materie de seriale, ce este prioritatea ta acum? Ia spune. Fă-mi 3 recomandări și după asta eu mă întorc la întrebarea mea. Da, se începe dudi. 3! Narcos, Tete, Money Heist, cred că precis că știi. Știu, dar I don't like it, dar știu. Nu-ți place, da? Nu-mi place. Și a treilea, blin, și ce serial îți spun așa care se... Mă știu zic vreun, Sasha Tania. Pun pe fundal când fac ceva, pentru noise, că sunt și eu concentrat. Așa. Că eu nu pot să fac mai multe lucruri odată. Ai putea să pui pe fundal să stai olinu, să faci o vizualizare două acolo, dar nu, tu alegi să... Acolo nu, mă concentrez, înțelegi? Să văd, unde e greșit, unde e zis vreun cacum sau vreun ceva de asta, știi? De la Apple TV, Morning care? Show. Mă întorc înapoi la gândul meu, așa că care... Eu am rămas unii cu pe pământ. Spune-mi că teorie, dar de să o formulez așa bine. Nu-i ajuns imaginație și putere să mă gândesc ideea, dar nu-i ajuns imaginație și putere să o formulez bine. Așa că... E cum să las pe violență, să le iasă un gadget. Spune-mi, poți să-l dai mai departe generațiilor următoare. Oho. Că restul tot nahren explodează, moare. Uh-huh. Care e gadgetul care tu alegi să-l... Gadget, adică ceva care încapi în buzunar, nu, în geantă, nu gen satelit. Exact. Nu, să zic portabil pe care pundem acolo și încapi și cât încapi. Tăti episoadele all in. Să vadă generațiile următoare. Tipa, știi cum, la este centralele termonucleare, îi fac un fel de sarcofag, unde acolo este obiectele periculoase, trebuie să le pună în pământ. În Norvegia, apropo, am apărut așa, ok, să nu dăuneze în jurșele, să se descompun în vreo 200 de ani.
Abia ca așa. Eu am înțeles analogia ta perfect. Și eu că mă mir cum eu n-am terminat acest episod acum, după ce eu am înțeles analogia. Da, cred că un SSD portabil și sau un Kindle, pentru că ele ține bateria o grămadă, dacă le stângi, dacă le prinzi tot, el nu consumă mult și dovedești să mai scoți de acolo informații. Nu știu dacă te-ai făcut vreodată acest exercițiu de imaginație. E foarte simplu. Eu îți spun cuvinte, să vedem cine e pe cine. Cuvinte jignitoare. Sau și, asta asta super... ești fără cameră. Cine are mai multe lacrimi în bancă, așa l-au câștigat. De exemplu, Radler. Și eu fie am... Radler, tu îmi spui un cuvânt repede care încape în chestia asta. Așa, cum am început. Radler. Curât tot. Da. Rulou. Rulou. Unghie. E... Cu ies cel mai puțin niște grele. Băi, nu vine niciun cuvânt, ce-s-a fignea? Eu cred că asta e cu son. E cu son, așa. Nas. Anatomic vorbind. Săpun. Ia cum mă iei cu n. Nasture. Ioma. Elastic. Elastic. C. Croissant. Tanculeț. Nu. Topăraș. Nu. Și? Nu. Nu, dar topăraș, măi, floare. A, topăraș, știu, da, de acord. Ș. Și? Și. Șarpe. A. Ioma, iar eu este atât. E șarfă. Ok. A sau E. A. Că unde cuvinte cu ei? Hai, și, e. A, tax cu A. Apă. Și eu tot cu A, da? Da. Și poți zic albină. Ok, iar cu A. Ahtă. Alcool. Lumânare. Lumânare. E. E. Eu n-am glumit. E embrion. E embrion. Nucă. A. Aspirina. A vrei să zic abicedar. 1. Auto. 2. 3. 4. 5. 6. Eu de-am 3 cuvinte cu A. Nu, da? Eu tot, eu caut unul cu E. gata. 9. Nu, n-am găsit niciun. Vezi, m-am lăsat. Câștigător suprem sunt. Da, da, corect. Da, ai vrut că pentru capul meu, dar pot să zic, m-am transpirat așa. Stai, eu sunt știer cu transpirația. Dar strana, nu vine niciun cuvânt în cap. E că serios. De atât e presiune și eu strategic te-am, psihologic te-am băgat în chestia asta. Și mi-ai turnat ceva în așa. Și e de acasă. Asta e secretul succesului. Ori e noroi. Dai întrebarea și eu apăs când-s gata să răspund. Nu, tu răspunzi și apăpești că eu să înțeleg tu gata, ți-ai terminat răspunsul. Aha, și după asta tu îți dai singurul ție întrebare? Nu, tipa, eu dacă vreau răspund la dânsa, dacă nu vreau, nu răspund. Sunt întrebări la care eu pot să nu vreau să răspund. Dar tu ai întrebările, da. Corect, dar nu e ca și cum eu s-o luat prin surprindere. De atași îți spun că sunt unele la care eu nu vreau să răspund, înțelegi? A, da? Dar asta și e frumusețea că să fii prezentator la propria ta emisiune. Că tu faci regulile și tu dacă vrei le încalci, dacă nu vrei, nu le încalci. Concret, hai. Vicu, ești gata? Nu. Așa și trebuie. Așa. Și scris urât, ai domnule. Pășută-măi, eu stăgașul. Nu, dar mie mi-ai urât. Vicu, care este poziția ta preferată la sex? În sex? Am spus că... Dog style. Ok, bine, am înțeles. Vicu, mai departe. Spune 3 lucruri pe care le faci dezbrăcat. Dezbrăcat? Da. Gen, în duș când? Dorm? Dezbrăcat? Pe pastelul tău care ai făcut de... Exact. Mai puneți-o. Fără alergie, fără nimic. Spun pe Instagram. Și home touch, dacă vreți să dormiți dezbrăcat pe albiturile voastre, da? Ta-da-da. Doi. Și fac eu de dezbrăcat. Încă un lucru care le faci dezbrăcat. Mănânc. Scuze-mă, dar ce mâncare se mănâncă în această formă? Doar din curiozitate, între... Pus așa în pat și mănânci. Pe urmă dormi, vezi? First school. 3 lucruri de care râde prietena ta de tine. Cât mănânc? Asta e unicul marele lucru de care râde de tine. Și cum mănânc, cred că? Da, scuze-mă, fă-ne demonstrație. Nu, nu urât, dar mulțumit. Care e frica ta irațională pe care o ai? Frica irațională? Da. Adică care nu o poți controla? Da.
obiecte ascuțite, chestii de astea. Avem ascuțit pe aici. Exemplu, dacă eu stau farfișile cu astea, scât tot e... Farfișile nu, de, spre exemplu, eu tare mă stau lângă mașini de cusut. Dacă merge acuista și eu văd, dacă iar prietenul meu câteodată mai coasă și eu văd cum stă asta. Știi, lângă asta, în principiu e tot, dar eu nu pot să mă uit la asta, e că eu mereu am senzația că să fac așa. Răspund și eu la o întrebare la această, mă tem de... A, da, stai, astăzi. Eu cu tine întrebări, vopșe, ne citai și nu știu? Nu, dacă tu ai să-mi spui că numai decât să răspund la întrebarea asta, eu să răspund, bine? Hai să facem așa. A, dar după și le-ai dat pe tăti, eu vreau numai decât să răspund la tăti. Pe teritoriul pe 5 metri pătrați, legile, legislatele Republicii Moldova, e nu, nu, aici nu lucrează. A fizicii nici atâta. Caroce, noi suntem un stat în stat. A, gen Monaco, dacă are bani. Dar semantic. Astăzi, cu sponsori, care, sponsorul care este Radlerul și sponsorul care este StarCard-ul acestei emisiuni, înțelegi? Corect. Te rog frumos, cu respect. Trei lucruri care te deranjează cel mai mult la oameni. Când? M-a întrebat pe mine, o răspuns eu. A, da, hai, prosim, mi-ai spus hai zi, nu, hai zi, nu, spune. Așa, și mă deranjează pe cel mai mult la oameni. Nu-mi plac oamenii care, știi, oamenii de ăștia care spun că eu ajung în 5 minute, dar ajung 20 minute. Strașnic, spune idiot că ajung jumătate ceas și suntem prieteni, de că, dacă mă măjești. Eu am venit azi mai devreme cu 7 minute. Eu le apreciez. Tu de atât așa-i crescut în ochii mei. A. Nu-mi plac oamenii care sunt fățarniși, care zâmbesc prea mult, care nu râd, dar zâmbesc prea mult. Uh-huh. Și oamenii care gresc pe la spate, asta e tot aceeași. Și oamenii proști! Record. Eu nu mai râd. Gata, din acest moment am pus... A, nu... Nu-mi plac oamenii care nu pot să argumenteze punctul de vedere. Nu o să dau asta, eu am omite, am lapsuri, ceva, nu pot să argumentez ce își cred. Care este cea mai cunoscută persoană din telefonul tău? Cea mai cunoscută? Da, populară, în afară de mine, clar lucru. Nici nu am numărul ei. Nu spune niciuni. Așa, ai vezi că l-ai. De la noi, cine? Lelu, poate? Că am numărul ei și... Dar nici nu știu precis ala. De ce tu ai numărul lui Lelu? Și te leagă ține cu Lelu. Dar și te interesează. Ia că chiar mă interesează. Și pe mine și tot public care a auzit informația asta acum de la tine, interesează. A fost la emisiuni la dânsa vreo mai de mult timp. Nu e ca și cum noi ne apșim. Adică eu a rămas numărul. Așa? Da, asta. Dar, per general, George Buhnici, dacă nu știu dacă... care el, domnul de peste da, România, nu știu dacă da, spun urmăritor. Dar merge, e acceptabil, cred că. Da, da. Ia că, da. Poftim. Bine, acceptam. Dar la tine? Atetea sa dumnezeiască, domnul CTD. A, nu. Se, merge? Acceptat? Mai concret. Hai, așa. Da. Nu, dar este cineva? Da, nu, hai, lăsăm așa. Și cum e scris el la tine? Cu nume sau cu pseudonim? Nu o să spun că... dar el nu zic numele. Nu zic numele să-l spui. În sens că cu pseudonim nu, sau normal? Nu, Carlos Fucking Dreams. Oho. Și clar, de toate din departe. Și-mi sună. Alo? Păi răspuns la telefon, nu așa, știi? Da. Alo? Da. Cam așa spune. Oi, stai, n-am întors telefonul cum trebuie. Așa, deci. Care este cel mai nepolositor talent al tău? Că-ți arată pe trube. Ești bun asta? Da. Nu ți-am idee de stripte sau nu ți-am idee de... Nu, pur și simplu că-ți arată pe trube. De pomie. Cred că, așa, eu, când era, eu când eram mic, la mine în ogradă, era un fel de vie, șamu este. Da. Și atât se ține pe trube. Da. Lungi. Și noi când n-avem și face nici, când ne întreșem cu băieții și ne prim să urc sus. Și ca eu îi întreșem pe tăți. Monoporul pe tăți. Da, un fel de maimuț. Da. Acceptat. Dacă nu ai face ceea ce faci, ce altceva ai face? Întrebarea asta e formulată așa cum îmi place nici lui Cătălin. Dacă nu ai face ceea ce faci acum, ce altceva ai face? Avea să fac și aici facem până la asta. Sau radio, sau TV, sau ce păreri aveți, duci voi de aici, cu microfonul, măi. Aha, aha. Da, adică... Este și asta o... Da. Ce vreau să zici da. Acum când ai arătat așa? Da, este și asta o... Chiar... Nu judeca și nu vei fi judecat. Nu, asta, asta e cea mai mare prostituție. Un trend vestimentar pe care nu-l înțelegi. La băieți sau la fete? Hai, Dani, un așa și un așa. Tot dorința asta de oversize, cred că. E o leacă de am perebor. Eu sunt în cel mai oversize sweater care poate să există. No, oversize, oversize. Este care e deam ca matahala. Nu care așa se vede umărul gol și sexy așa. Bine, am înțeles. Așa, mai departe. Și la băieți, cred că
dorința asta de a îmbrăca adidași mari. Dacă hârneam asta de bani. Dar este nici tu ăsta cu gen mărimea piciorului, alte mărimi și poate asta e ideea din spate. Ia, cum să vă uitați deodată la dânsă, văd că ia de-ați băiat, leacă să mă uit, așa. Nu, e ca dorința să îmbraci și crasofșile Balenciaga asta, aha, care mă răzărește. Care poți merge pe apă cu dânsă, ca Iisus, cred. Eu cred că nici este o boldac și duci acolo la fund cu dânsă. Care este cel mai mare viciu al tău? Să mă dau cu părerea mai negativ decât cred. De la asta îți creați senzația că nimic nu-mi place. Așa. Ultima întrebare. Ceva ce place la toată lumea, dar ție nu-ți place. Oamenii. ce ar fi? Ce? Bea cafea. Nu-ți place cafeaua? Nu pot să beau. Nu. Și cum din... Dacă nu îmi spunem asta, mă tin că îmi pare rău. Nu-ți iertai și vine și spune că dă-ți reluăm acest moment. Intram în alt episod. Ce? În cafea! Și... Să te bagă în alt episod. Așa, stai, nu da, eu cafea nu. Dar de ce cu lenta galbenă? Pentru că încă un pas și suntem mai bine. Aici tăta cu... Noi ne infiltrăm în creierile... A luat bani, da? Exact, pentru că noi ne infiltrăm în creierile oamenilor încă cu mulți ani înainte de alegeri. Iar... Asta tăta așa... Asta e strategic, planuit. Și crezi că... Corect. Te rog frumos. Corect. Of, și-am ușă Radler Ros, mă sunt și Ana. Politica de parte, Olină de parte. Așa. Dico, îți mulțumesc foarte mult pentru că e mine. Dar fiecare invitat e curios așa ce faci și să tăți facă în boxe. Dar mala, de amuș mă oprești poliția și spune și aveți acolo. Și poate că eu vin la Ana Tulgăra și da. Știem voi dacă vin la Ana Tulgăra, ne arăt știe și ea. Mâinile pe volan, exact. Nu vă mișcați. Va, mai fi un sezon la acest show. Nu, real faci? Nu vreau. Nu vrei? O lacrimă aici, o curs. Da. Nu, ser, mulțumesc, gata. Nu, dar păi să faci alt format. Alt format vreau. A, pe ea. Vezi, asta e. Oh, baby, do you love me?